Bună ziua! Ha, e foarte multă lume. Am zis că să-și tragă domnul exarhul sufletul. Am zis, pot să zic o poezie că ați venit? Bună ziua! Morning glory, morning glory, omul care mută în nori. Ca să deschidem această sesiune așa. Eu mi-am luat și niște foi ca doamna Dăncilă. O să mai citesc de pe ele. Dați-ne voie să vă urăm toți trei bun venit la această sesiune de autografă a lui Radu, care va continua încă două ore. Să știți că el era aici deja de ceva vreme și dădea autografe și motivul real pentru care v-a strâns astăzi este următoarea invitație. Mâine să mergeți la vot. Și cu astea spuse am putea să zicem doar atât, da? În ce privește cartea? Vă așteptați probabil foarte mulți dintre dumneavoastră și mă așteptam și eu ca pe ziua votului Radu Paraschivescu să lanseze o carte care să fie despre politică, așa cum ne-am obișnuit la ultimele lansări, da? Ultimele lansări care au dărmat guverne, au făcut diverse lucruri și au pus lumea în cap și deodată Radu Paraschivescu face ceva cu totul neașteptat. Ceva atât de neașteptat încât mi-a trebuit vreo două zile ca să-mi revin și am zis, bă, dar aici nu e vorba despre ce a fost înainte. Și am început să mă uit în carte și descoper niște finețuri și niște lucruri la care Radu a meșteșugit, cred eu, foarte, foarte multă vreme. E o carte, zice el, de ficțiune. N-aș îndrăzni într-o totul. E o carte care îmbină ficțiunea cu realitatea, părerea mea. Și aici am să încep să argumentez un pic. În această carte, cred că microfonul e pe aici, în această carte o să găsiți o povestire, sunt șapte de toate, o să găsiți o povestire despre patronul echipei de fotbal Astrul Creștin, patron care se numește Guță Varnali, și care desigur că n-are nicio legătură cu realitatea. O să vedeți că la această echipă este angajat pe post de director sportiv un fost arbitru internațional, ale cărui prime măsuri au fost să sfințească terenul, jucătorii și alte persoane din zonă, ceea ce i-a tras la un moment dat și porecla de macacul. Lucrurile astea n-au cum să fie adevărate și nici adversara acestei echipe care se numește Astrul Creștin nu poate fi adevărată din moment ce se numește chiar Locomotiva Ardealului. Meciul, marele meci dintre cele două, aici nu mai pot să vă povestesc, o să aibă loc la un moment dat, dar nu înainte ca domnul Guță Varnali să ceară la antrenamentul echipei ca porțile să fie sfințite, clasele porților. Și de aici o să descoperiți voi ce se întâmplă mai departe. Sigur că e o carte de ficțiune, dar poate fi la fel de bine adevărat. Adică eu nu văd de ce lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat deja în România. Și asta e una dintre primele ficțiuni ale lui Radu. A doua povestire, cea care îmi place mie cel mai tare, dar am zis că îmi permit așa să zic câteva lucruri despre o parte dintre ele, este Speranța cântă trash. Și de asta l-a invitat și pe domnul Exarcu de la radio de specialitate, pentru că trebuie să vorbească mai mult despre chestiunea asta. Știți cum e povestirea asta? Că de aici începe partea asta magică despre care vă vorbesc. Știți cum e povestirea asta? Gândiți-vă, nu știu dacă ați avut ocazia să mergeți în Taj Mahal. Taj Mahal are așa niște filigranuri făcute pe interior, poate ați văzut la televizor în fotografii. E o chestiune foarte delicată înăuntru. Ca o pânză de asta sculptată cu foarte mare atenție. Și gândiți-vă că în Taj Mahal vine Sepultura și începe să cânte. Și toată textura aia delicată începe să se zguduie. Și tot templul ăla care e foarte fin așa, începe să sară încolo și încoace pentru că e Sepultura acolo înăuntru. Deci din amestecul ăsta se construiește povestirea asta. Nu vreau să vă stric surpriza, pentru că e o povestire cu totul și cu totul aparte. E delicată, fină și dură în același timp. Și e una dintre cele mai frumoase opere ale lui Radu pe care le-am citit eu în ultimii ani. Aplecați-vă cu mare atenție asupra ei. Pentru doamnele venite aici, există o povestire în care și-a asumat foarte multe riscuri. A putut să descrie șapte tipologii feminine, foarte curajos bărbat, vă avertizez de acum. Și sunt curios câte dintre ele a cunoscut. Rămâne să ne răspunzi la întrebarea asta când o să vorbești imediat. Sunt șapte tipologii feminine foarte interesante, care mai de care, ca să zic așa, și mă întreb dacă finalul este unul fericit. Și poate vă întrebați de ce omul care mută nori. Așa se numește cartea, așa se numește una dintre povestiri. Iar omul care mută nori e iarăși, nu știu, s-a petrecut asta în București, ați văzut niște afișe acum vreo două luni, 3-4 în București, cu un conte care putea să vindece 4.000 de oameni deodată la sala Palatului, cu ajutorul unor culori, cu ajutorul unor chestiuni de genul ăsta. Radu știe exact ce s-a petrecut în spate, desigur, e numai ficțiune,
Radu știe cum procedează omul ăsta ca să-i vindece pe toți, știe de asemenea că acest om are capacitatea de a muta norii. Și de fapt aici e toată magia acestei cărți, pentru că Radu face un joc în toată această carte. Eu cred că dacă niște persoane celebre vor citi această carte, se vor recunoaște cu mare ușurință, dar în același timp nu se vor recunoaște până la capăt. Pentru că se amestecă niște adevăruri cu literatură și cu niște, cum să zic, picăți de gânduri care o să zugrăvească realitatea alternativă, dar în același timp foarte posibilă. Deci mâine, dacă se apucă cineva să regizeze tot ce se întâmplă în cartea asta, o să vedeți că iese așa, ca un Big Brother. Ultima povestire, chiar despre adevăr e ultima povestire, despre Boca de la Verita, pentru că Radu nu putea să scape momentul să scrie ceva despre Roma, orașul pe care îl iubește cel mai mult. Și o să vedeți că și acolo e un fragment de adevăr, deși Boca de la Verita, statuia, devine vorbitoare, dar și acolo are miez de adevăr, pentru că și acolo cineva s-a gândit să pună taxe pe fotografiile de la statuie în 2016. Și o să vă placă tare mult și povestirea asta. În fine, nimic despre politică, vă spune. E bine, nu e chiar așa. Există și o povestire cu doi oameni care pleacă din țară, care pleacă din Ținut, cei mai muncitori oameni din Ținut, pleacă de acolo pentru că nu sunt respectați și pentru că munca lor nu e respectată și cumva are Radu și o povestire despre politică chiar înaintea acestor alegeri, ca să nu rămâneți dezamăgiți, că vă duceți de seara acasă și poate ziceți că o să vă spună Radu Paraschivescu cu cine să votați. O să găsiți un înțeles acolo. Despre asta e vorba în cartea asta și mă bucur tare mult că vine așa ca, cum să spun, ca o surpriză cu totul, pentru că eu mă așteptam la altceva. Când mi-a spus să zice, uite, am o carte nouă, trebuie să o citești, mă așteptam să mergem acolo unde ne-am distrat anii ăștia doi. Nu! O să vă distrați, dar după ce vă distrați, o să vă zguduie binișor, o să vă pună niște noduri în gât și o să vă pună pe gânduri. Și poate o să mute niște nori la un moment dat, dar cu siguranță o să aducă alții. Să citiți cu mare plăcere, mai ales că puteți să o citiți așa în zile diferite, să vă propun să citiți câte o povestire pe seară și să aveți o săptămână chiar foarte bună. Felicitări! Și dau cuvântul domnului Alexandru.